Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. V-ați imaginat vreodată cum ar fi să pictați un vis? Nu un vis visat, ci un vis născut atunci, pictând, să pictați un vis așa cum v-ar plăcea. Poate că da, poate că nu. Să vă spun ce aș face eu? Nu, vă spun că vă influențez și negativ, firește, în pozitiv. Astăzi am bucuria să vă prezint o pictoriță cu adevărat pictor. Așa, îi spuneam înainte să intrăm în casele dumneavoastră, domnule, pictor de vise, da, zice, chiar am și o lucrare, una, două, cine știe cât o fi având, ne spune imediat. Van Gogh spunea așa, asta pentru mine. Pentru dumneavoastră știți mult mai bine decât mine, invitata mea cu atât mai mult. Eu îmi visez picturile și apoi îmi pictez visele, da? Cum vine aia? Ce? Îmi visez picturile și după aceea îmi pictez visele. Aprobă în tăcere, în tăcere și cu, da, mă aprobă. Luminița Gliga. Mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea. Mă bucur tare mult să ne vedem, chiar dacă a trecut ceva vreme, dar să ne revedem, mă bucur da. Mult de tot. Și eu. Cred că nu este un motiv de tristețe să începem și poate nu știu cum vom termina, nici nu contează dialogul acesta, pentru că în casele telespectatorilor vom intra joi, adică mâine, iar noi înregistrăm ieri, adică miercuri, adică astăzi pentru noi. Înregistrăm. Ediția este înregistrată cu câteva ore înainte de a intra în casele dumneavoastră. Vă voi spune și sâmbătă, la ora 10, când în casele dumneavoastră vi l-am invitat pe domnul academician Alexandru Surdu, care nu este străin, chiar a sponsorizat acest volum. Scrie aici undeva, lucrare sponsorizată de academicianul Alexandru Surdu. Un regal cu domnul academician. Dar le voi prezenta și sâmbătă. Au fost lansate două volume. Unul Mihai Arsenie, vă rog să mă iertați, mă emoționez. Așa, din ciclul scriitori din Brașov, corona artistică, de fapt. Așa, și distinsul nostru prieten al dumneavoastră, celor mai mulți dintre dumneavoastră, Ioan Gliga, născătorul într-un fel și în două feluri și în trei feluri al invitatei mele, Luminița Gliga. Tatăl, poetul. Da, dacă mi îngăduie, chiar dacă undeva va fi o lacrimă și care este mereu și care cade când vrea ea. Am deschis chiar la întâmplare, am zis eu, acest volum pe care ni l-au dăruit astăzi, care se cheamă poemul acesta Recunoștința. Dacă se poate, mi îngăduiți, mă ascultați? Vă va plăcea. Vedeți ce cald e. Doamne, dacă te-am uitat azi, te rog fierbinte, iartă încă un păcătos, iartă-mă preasfinte. Doamne, dacă te-am hulit, iartă-mi vorba sură, sunt un renăscut creștin, locuit de ură. Știu că Tu nu m-ai uitat. Doamne, Sfânt Părinte, dacă mă uitai, eram luat printre morminte. Da, Ioan Gliga nu a plecat printre morminte, e acolo sus și ne veghează, poate că o rază, cum vor vedea telespectatorii sâmbătă, un tablou pe care ni-l va arăta domnul academician, o rază ce cade pe mănăstirea Sfântul Ilie din Dragomirești, senzațional, fix pe cruce. Eu nu să vă spun cum spun toți stâmpiții din televiziune, că aici, în platou, la noi. Nu, e platou, v-am mai spus, e un studio. Așa. Senzațional, la. Nu, domne, nu. E o ediție senzațională, este un invitat senzațional. Sâmbătă este o invitată deosebită astăzi. Bun, ne întoarcem la pictorul de vise.
Acum o să-i rog pe colegii mei, cât noi mai povestim, să vadă câteva lucrări, să le arate telespectatorilor. Uite, cam aici sunt, dar le vor vedea și telespectatorii noștri imediat. Le-am luat și eu. De unde? Pe internet, nu? Da. Aoleu! Da. La un moment dat, Flori, te rog frumos, arăți mita pe care am primit-o. Am primit un dar atât de frumos de la Luminița Gliga, un cal. Știe că iubesc cai. Cai, oamenii. Să îndrăznesc să spun că îl iubesc pe Dumnezeu. Mi-ar plăcea doar să-l respect și atât ar fi minunat. Deci uite, cam acestea sunt lucrările pe care le-am. Arată calul telespectatorilor. Ce bine, ce bine, ce bine. Dacă ai un cal și un prieten și Dumnezeu e cu tine, e minunat. Da. Pictor de vise, hai să aud, care sunt, ai făcut multe lucrări care se intitulează așa, ai realizat? Am avut o perioadă în care chiar am abordat și aspectul ăsta cu visele. Și au ieșit niște compoziții interesante, au fost bine primite de public. Asta îmi place să văd vizitatorii care vin la o expoziție, stând în fața unei lucrări și încercând să descifreze, să dialogueze cu lucrarea. Și apoi să vină să-mi spună ce au văzut acolo. Ce au văzut acolo. E o altă lume, nu știu. Nu? Oriunde am fi, orice am privi, fiecare vedem altceva. Da. Cel puțin arta abstractă îți dă libertatea asta nemărginită. Trebuie să le spun, pentru că din modestie nu vă va spune pe ce om, ce artist, cu suflet de artist, vorbește despre sine cu ușurință. Este născută. Și este o artistă, un artist vizual din România. Asta e de pe internet, am scos ce am găsit acolo. Din anul 2003 este membră atât a Uniunii Artiștilor Plastici din România, cât și a Asociației Internaționale a Academiei Româno-Americane de Arte și Științe, ARA. Picturile Luminiței Gliga, adică a invitatei mele, Florida, o pe invitata mea, că cu mine nu faci nimic. Ia uite ce bine arată, uite ce frumoasă e. Și când merge și artista noastră la Beijing, la New York și la Paris și așa mai departe, ne cresc pectoralii. Picturile Luminiței Gliga au fost expuse în galerii din Brașov, firește. Da, e punctul de plecare. Și tot aici revin. Tot aici, nu se poate, altfel nu se poate. Cannes, Tokyo, Paris, Marsilia, Elveția, New York, Londra, Beijing și cine știe cât ori mai fost. Eu știu precis că a fost și Moscova undeva. Da. Da? Da. Luminița Gliga a urmat cursurile liceului pedagogic, mai normal ca orice artist. Așa. A absolvit Universitatea de Arte din București, Facultatea de Arte Plastice, secția pictură, la clasa foarte important clasa pentru artiști în genere. Sorin Ilfoveanu. Are peste, erau când s-a scris aici, peste 30 de expoziții. Da, cam câte ar mai fi acum? Nu prea număr, că asta nu stau să număr. Mai bine, așa, mai bine. Las că trebuie să le numere alții și criticii și așa. Peste 30 de expoziții personale și peste 35 de grup, atât în țară cât și în străinătate, pentru realizările sale a fost răsplătite cu numeroase premii și diplome. Da, stilul, o combinație între figurativ și abstract, a fost medaliată de 5 ori la Cannes. Aici am vrut să ajung, să vedeți cine, ce valoare are. Era un festival internațional unde ne întâlneam artiști din toată lumea, unde, într-adevăr, mi s-au deschis orizonturile, am putut să, după aceea să țin legătura cu artiști din alte colțuri ale lumii. Ce frumos. Deci mergeam acolo și mai mult și pentru experiența de a mă întâlni cu ei. Da, și bucuria comunicării, și bucuria, nu? Da. Și acolo am înțeles ce înseamnă respectul față de artă, față de artist, modul în care vine lumea să vizioneze o expoziție, lucruri care le întâlnești mai puțin la noi sau, da, din păcate. Ești un nume consacrat deja. Lucrările sunt în colecții personale și nu numai... deja nu e puțin lucru să ai o lucrare semnată. Bună ziua, Antena 1, bună ziua. Telespectatori. Da, 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 e bine.
Nu e puțin lucru să ai o lucrare semnată de Luminița Gligă. Am mai venit o dată un telespectator în timp ce tot așa eram în studio și distinsul domn este prietenul nostru, fratele nostru. Da, și striga, hei, ce antena 1? Da, și eu poftim, nu e nicio problemă. Ați speriat să nu vă speriați. Da, este... Cromatica, pe mine mă fascinează. Telespectatorii au văzut și dacă regia noastră mai vrea, mai dă o dată să mai vadă telespectatorii lucrări semnate Luminița Gligă. Dar știți ce vă sugerez? Eu vin adesea acasă, când are expoziții, căutați-o, o găsiți și pe internet, o puteți găsi și personal dacă vă încordați un pic și dacă vă doriți. Aici ce avem? Să nu spun ultimul, cel mai recent catalog al meu, pe care l-am editat în 2013. Uite că trebuie să apelez iarăși la colegii mei, dacă vor să vină, o să le arăt. Uite, chiar aici pot să-ți arăt o lucrare. Ia, arată. Ia. Sper că e în ăsta. Da. Sunt o serie de lucrări care au fost expuse și la New York. Uite, visul, tot vorbeam de vise. Le arăt visul. Da. Ha, ce frumos, ce cromatică are! Să nu vă gândiți cumva la vise erotice dacă vedeți atâta roșu. Iubirea nu înseamnă erotism, înseamnă altceva, complet altceva. Da. Stai să văd să mă încadrez. Așa, deci acest tablou... Asta e o lucrare care a fost expusă și la București, da? Multe expoziții. A văzut o galerie din New York. Hai că le mai ar... Da? Serios? A fost, participat la expoziție. Mai lasă, Flori, mai dă, lasă invitata că ne-o arăți după aceea. Da. Ia uite aici. Hai că uite, mai sunt și aici lucruri. Cea albastră este Oceanida, din tema mea, sub Selenarium. Zice că noi am fost amfibii cândva. Ce frumos. A început să mă intereseze cam mult acest subiect și chiar acum expoziția care e deschisă la București, în care particip și eu, suntem 9 artiști, este numai pe tema apa. Apa. Da, grădini acvatice, lumea din apă. Da, stăteam într-un dialog pe care îl vor urmări telespectatorii sâmbătă cu domnul academician Alexandru Surdu. Spunea că țara noastră are nevoie de apă. Dar era o metaforă. Era o metaforă și am zis așa, da, în contextul în care este țara la ora actuală, da, eu răsfoiesc, nu-i nicio problemă, fără bărbia mea, fără bărbia mea dublă, fără, da... Da, așa. Și spunea că are nevoie de apă și am zis, domnule, pământul țării, nu generic, cum am învățat la istorie, ce puțin generația mea și acum mulți dintre noi ironizăm, că a fost tropit cu sânge, nu e o glumă. Strămoșii noștri ai tuturor au vărsat sânge pentru țara aceasta, pentru ca să fie de forma aceasta, pentru că nu, ce a rămas din ea e jale, așa, și astăzi este stropită cu lacrimi. Multe lacrimi. Ai văzut ce s-a întâmplat? Să vezi oameni plângând. Așa, pentru durerea lor, pentru durerea noastră. Știu, asta mă spământă cel mai tare, chiar dă multă tristețe în jur. Și nu știu, nu înțeleg de ce sau de ce. Și cum s-ar putea schimba situația asta? Nu vreau să stric această ediție, nici măcar să o umbresc, pentru că atunci când ai un artist nu vorbești despre bizoni. Dar din cauza lor, acelor care s-au făcut a ne conduce vreme de 26 de ani și noi ne-am făcut ai crede sau prin ignoranță le-am fost prieteni. Mă, să vă dea Dumnezeu atâta cât a suferit poporul acesta din cauza voastră. Atâta să vă dea vouă și n-aș zice copiilor voștri că ei nu sunt vinovați, voi nemernicilor. Gata, am încheiat paranteza. Pe când ai atâta frumusețe... Uite ce frumos e asta. Da, am ajuns iarăși la... Da. Asta îmi doresc. Să văd pe oamenii care vin într-o expoziție că pleacă încărcați cu o energie pozitivă și culoarea poate să facă lucrul ăsta. Ia. Așa cum poate și sunetul și cuvântul. Cum e când vine sau în fața șevaletului vine ideea? Sau se naște anterior? Anterior e la mine. Da? Încă n-am reușit să ajung să pot să stau în fața unei pânze albe și să lucrez. Nu? Încă nu. Aha, probabil că va veni. Probabil. Sau cine știe cum. Oare de unde vin? Cred că de undeva vin. Aici ce avem? Aici a fost seria mea de flori. Mai ales florile tropicale. Am avut bucuria să pot vedea florile tropicale la ele acasă. M-au impresionat și acum încă mai lucrez după florile de frangipani. Acestea mi-au plăcut mie cel mai mult. Orhideele...
Și de aceea în februarie chiar am avut o expoziție numai pe tema florilor, expoziție care am organizat-o la București cu regretatul pictor Liviu Cihodaru din Brașov. Dumnezeu să-l odihnească. A fost o bucurie că am reușit să facem această expoziție și așa de frumos a ieșit. Vreau să-l mai arăt pe Ion Gliga, neapărat. Da. Pentru că nu avem internet acum, adică avem, dar nu funcționează. S-a înfundat țeava și trebuie să chemăm instalatorul și instalatorul sau cine știe. Da, Ion Gliga este aici cu noi, sigur. Va fi cu noi, ne vom revedea, sunt convinsă. Eu le-am spus celor apropiați mie, așa. Uite unde m-am dus acum, da, așa fac de obicei, ce trece pe aici și puțin pe aici, da. Spun. Așa, când mă voi muta, mă voi întoarce acasă, vreau nu piatră peste și prostii, pământul să fie, mă rog, o bordură să poți delimita. Da. O cruce din lemn de mesteacă, este un copac senzațional. Da. Tatălui meu îmi plăceau mult mestecenii, chiar desena mestecenii. Senzațional, vorbim până mâine de mestece. Da. Are ochiul acela... unde a fost ramura, are ochiul acela ușor căzut, pupila se vede perfect și este trist. Mesteacănul ne privește din orice parte. Oriunde, oricum am fi poziționați, el ne privește. Dar încă nu știu de ce ne privește trist. Da, Ion Gliga, așa. Și să închei povestea, o cruce din lemn de mesteacăn, dar unul matur, să fie sacrificat, nu de tânăr, la momentul potrivit, și acolo undeva discret să scrie așa: mă voi întoarce, eu vă asigur, mă întorc acasă și după aceea ne mai vedem, mă voi întoarce. Așa se întâmplă și cu Ion Gliga, ne vom revedea, cu certitudine ne vom întâlni. Crezi asta? Îl simți? Da. Trebuia să amintesc printre altele, sigur că parcursul activității este fascinant al invitatei mele, dar asta trebuie să amintesc negreșit. Unul dintre colaboratori a fost însuși Ion Gliga, tatăl, nu? Cum au fost? Oh, extraordinar, asta îmi lipsește cel mai mult, parteneriatul care l-am avut cu el. Discutam orice expoziție, orice plecare... Le făceam împreună, de la pregătirea lucrărilor, de la pregătirea catalogelor, toate le-am împreună. A lucrărilor, că le discutam și pe astea. Ne plăcea foarte mult să ne plimbăm, să vedem natură, să vedem orașul, așa ne veneau ideile. Din păcate pentru el a apărut seria, eu așa zic, din păcate, seria de epigrame. Pentru că a văzut cam tot ce-i rău în jur și asta l-a consumat. Cred. Dar acum, poetul nu se poate. Nu era sensibil la tot ce era în jur. Așa sunt și eu, recunosc. Asta nu trebuie să știe. Ba da, ba da. Și ar trebui să fie toată lumea sensibilă și poate s-ar schimba lucrurile. E vulnerabil. Nu, toată lumea trebuie să se intereseze de cum arată un oraș, de cum se simt oamenii într-un oraș. E sensibil. Pe el și pe mama lui, că e vulnerabil. Cam așa stau lucrurile. Știu, dar e păcat. E modest. Da? Poate fi călcat în picioare. Cum adică? Modestia apanajul proștilor. Da. A? Nici cum nu-i bine. Cum să nu fii modest? Cei mai valoroși oameni pe care am avut bucuria să-i întâlnesc, valoroși cu adevărat, niște monumente în diverse domenii de activitate, au fost atât de modești din toate punctele de vedere. Eu am întâlnit un profesor universitar în urmă cu vreo 1000 de ani, că eu am depășit 1000 de ani vârstă. Așa. Dom'le, nu avea telefon. Era pe vremea aceea când nu erau mobile așa. Nu avea telefon în casă fix. Și am zis că ar fi putut. Și nu, nu-i trebuie. E un stres în plus. Acum am mai întâlnit un țignit frumos. Să nu credeți că e sărit de pe fix. Nu, țigneala aceea frumoasă. Tot profesor universitar, nu-i voi spune numele pentru că nu am acordul domniei sale. Și noi nu ne-am mai văzut o vreme, nu ne-am regăsit în cele din urmă și ce, să-mi dați numărul de telefon. Păi zic, aveți telefonul, notați acolo. Nu. Zic, băiați în agenda telefonul. Nu mai spun că avea unul, nu ca al meu, că și al meu e, antic. Așa? Nu. Mai, o piesă de muzeu și așa, nu. Așa? Și a scos o agendă din aceea mică, cei care sunteți trecuți de 1000 de ani ca vârstă. Așa ca mine,
Vă amintiți? Era o gen de micuțe, uh-huh. micuțe pentru numerele de telefon. Doamne, asta s-a întâmplat în urmă cu 2 luni de zile. Și a scos o astfel de agendă din buzunar și a notat numărul de telefon acolo. Senzațional. Dar un om de o valoare teribilă. Are o groază de lucrări publicate, de cărți. Senzațional. E, și mulți alții. Nu pot să vă dau nume pentru că nu am acceptul domnilor lor. Uh-huh. Dar nu, mai bine să-i lăsăm acolo lumea lor pentru că noi îi tulburăm. Da, ne întoarcem la... Și îmi lipsește foarte mult simțul umorului pe care l-avea... Tata. Da. Ce frumos. Da, să-i mulțumim pentru că a contribuit la... A fost intermediarul între noi, sigur, în cuplu, firește, la ce v-ați gândit. Intermediarul între noi și Dumnezeu. Și iată ce ne-a dăruit. A venit aici, ni s-a dăruit, ne-a dăruit-o pe Luminița Gliga, trebuie să-i mulțumim. Nu știu, este unul dintre cei plecați, iată și Mihai Arsene și pe ăsta îl iubesc la nebunie. Da. Eu nu pot accepta că ei nu mai sunt. Ei sunt. Dar s-au retras, i-am obosit, nu? Cred că da. S-au retras, s-au dus acolo și nu ne supraveghează. Nu, dar cred că stau și se uită la noi. Ne însoțesc cu dragostea lor. Cu dragostea lor ne însoțesc. Da, sigur că lipsește. Mi-amintesc ultima noastră întâlnire, când erați amândoi, în urmă cu puțin timp înainte de plecarea lui la stele. Nu contează, 2-3 ani cam, așa eram pe Republicii. Da, acolo ne-am întâlnit, da. Da, aceea a fost ultima noastră întâlnire. Și, nu știu, am regretat că nu am zăbovit mai mult, că de câte ori ne-am văzut fugitiv, pe fugă. Fiecare avea o treabă, mai ales eu. Eu mă iluzionez, să nu vă imaginați că eu am vreo treabă. Niciodată nu am treabă. Numai că nu mi-ajunge timpul. Da. Nu am nicio treabă și ceea ce fac nu este eficient și ai de capul meu. Nu, în fine, nu despre mine trebuie să vorbim. Mie mi se pare un dar teribil. Îți mărturisesc, nu știu dacă am mai făcut-o vreodată, am cochetat și eu, am în ulei, în ce-am putut eu, treaba mea nu dezvolt. Și mi s-a întâmplat așa. Nu că nu am nicio instruire, sunt absolut afară de pictură, dar de aici am venit, din interiorul meu. Da, trebuie să vină prima dată. Dar nu am nimic, sunt la prieteni, există lucrările mele. Prima dată, ca să poți să-ți imaginezi cât ești de inconștient, atunci ca și acum, așa, am simțit nevoia să-l pictez în ulei pe Tolstoi. Și nu am spus eu, au spus alții, unul dintre prietenii noștri care ne-am și întâlnit astăzi și ne vom mai întâlni, Gabi Stan, a zis, am zis, hai să vedem ce am făcut, să cineva să... Nu mai este, a venit un prieten cu doamna lui și s-a uitat pe băie, zis, da? Îți place? Da, ia. Și a fost ultima lucrare pe care am dat-o. Dar vreau ce vreau să spun, i-am avut niște sentimente senzaționale. Era lumea mea, fără de care eu nu am putut să trăiesc până când a durat vreo 2 săptămâni lucrarea asta. Am făcut-o în urmă cu vreo, dacă scad din 1000 de ani, în urmă cu vreo 30 de ani, așa, mai mult chiar. Și nu se găsea alb de zinc și am făcut din pudră de zinc cu aracet, cu știu ce, în fin, așa. Și trebuia să mă întorc la pânza aceea și să, o stare pe care nu voi putea să o descriu. S-a repetat de câteva ori și m-am oprit pentru că am zis, dar cine sunt eu, de ce fac asta, nu știu nimic. Bun, ne întoarcem la stare. Da. Păi iată pictor adevărat aici lângă mine. Cum este atunci când... Știu că nu poți să o descrii. Asta e rău, că nu poți să o descrii, dar oricum stare. Eu... Da, nu poți să o descriu. Pur și simplu cât-s se întâmplă. Pentru mine a devenit ceva firesc să intru în starea asta, să lucrez. Da, recunosc, întrebarea este absolut aberantă. Nu e aberantă, dar nu poți să o descrii. Cum să adresez o astfel de întrebare? E ca și cum ai spune cuiva adică conștient, ceva firesc. Cuiva conștient, nu cuiva inconștient, care confundă fericirea cu starea de bine aici sau aici. Nu. Da. Nu, întreabă un om conștient, instruit, cu acumulări, numai acumulări de astea, aici. Dom'le, ce înseamnă fericirea?
nu știu câți ar fi în stare să descrie exact ceea ce simt. Da. E greu, sunt stări pe care nu le putem descrie. Da, trebuie să le mărturisesc telespectatorilor. Am mai avut tentative de a o invita, dar am găsit-o, ba plecată din țară, ba la București, ba... Ce expoziții urmează să... Până săptămâna asta mai este încă deschisă această expoziție APA la Muzeul Satului, unde suntem 9 artiști. A fost un real succes și a venit foarte multă lume și le-a plăcut ce a văzut acolo. Expoziția a fost e complexă, că e sculptură, pictură, grafică. A fost foarte bine cu aceasta. Lucrez la un alt proiect, dar încă vă țin în suspans și am să vă anunț și înainte. Ne revedem. Promit că da. Da. Așa ne promit revedem, că da. Să le mai arătăm telespectatorilor da. Câte ceva. Da. Oricum, venirea mea la Brașov se leagă în primul rând de o revedere, o revedere acestei colecții. Da. Împreună cu da. Să fim toți. Gliga cu Ion Gliga și am fost toți. Da. Ce frumos a fost. Zice că trecem prin viață. A fost o trecere. Uite ce frumoasă e fotografia asta. E dus cu gândul dorului. Cine știe unde. Da. Oameni buni. Nu trebuie să vă spun eu. Ani aia cu Y. Așa și cu doi de nu. Anii noștri și banii sunt doar niște convenții. Da. Cum a putut să treacă o jumătate de oră? Nu știu. Mai avem un o minut. Jumătate de oră să văd. Voilà, acolo. Le spui telespectatorilor ce dorești. O jumătate cum de îmi doresc să-i văd, în general, pe români mai optimiști și să-i văd mai cu zâmbetul pe față. Asta îmi doresc, să văd lumea mai fericită. Dacă putem să definim fericirea asta, un zâmbet aș vrea să văd. Știu că viața e foarte grea și trecem prin momente foarte grele. Până mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat cu tata, niciodată n-am înțeles ce înseamnă lucrul acesta. Dar cred că trebuie să ne îndreptăm cumva spre frumos și spre bine. Să căutăm o cale, să fim mai înțelegători și cu noi și cu cei din jur și să căutăm lucrurile frumoase care pot fi în viața aceasta. Da, înțeleg greu. Durerea, înțeleg. Nu, Ioan Gliga, nu întâmplător, biserica noastră spune așa. Nu veți auzi vreodată la vreo slujbă mortul nostru să fie cântat. Nu. Adormiții noștri au trecut, s-au dus, s-au întors acasă, au adormit. Așa că nu, ei sunt cu noi. Nu poate să dispară un astfel de spirit. Este acolo, se odihnește. L-am răvășit, l-am speriat, l-am cine știe ce am mai făcut și s-a dus spre odihnă veșnică. Ne vom revedea. Luminița Gliga, mulțumesc din toată inima, cu dragoste. Vreau să ne revedem și să mulțumesc încă o dată pentru că trebuie să-i dau un nume, dar trebuie să-i dau un nume. Okay. Da. Mulțumesc din toată inima. Să ne revedem cu bine și drum lin în viață. Sunt mulți care te iubesc, îți sunt alături, chiar dacă, mă rog, el nu te mai însoțește fizic. Nu e problemă, știu, da? Cu mine e. Bun, e în ordine. Nu aș fi amintit mult despre el, dar a fost acest eveniment, lansarea acestui volum în seria Corona Artistică. Drum lin în viață, succese, s-au umezit ochii. Lacrima artistului, atât de prețioasă, da, sfințește lacrima artistului. Eu îți mărturisesc, știu câteva persoane care te iubesc și îngăduiam să spun că și eu te iubesc și pe ceilalți nu o să-i spun, e identificat cu certitudine. Îți mulțumesc! Ce scumpă e, da? Lacrima artistului, sfințește locul și inimile și... Da, uite-te acolo. Nu pot să mă uit. Mersi mult. Îți mulțumesc. Oameni buni, gata, am ieșit. Gata. La revedere! Să vă fie viața așa cum o meritați. Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută, ieșim. Când plânge artistul, trebuie să taci. Da.